Un telespectator al postului Roman24 ne-a trimis o fotografie prin care ne sesiza faptul că în plină zi, printre picioarele pacienților mânați de probleme de sănătate la diverse cabinete din policlinică, Mișună Gândacii, contactată telefonic, medicul epidemiolog al Spitalului Municipal de Urgență ne-a explicat cum se pune problema într-un spațiu în care sunt mai mulți proprietari, cabinetele comodate, sediul DSP și cabinetele spitalului. Dacă fiecare medic are grijă de igiena din propriul cabinet, de cea de pe holuri, adică din spațiile comune, nu se ocupă nimeni. Medicul epidemiolog al Spitalului Municipal a fost sesizat de redactorul Roman24 cu privire la situația infestării cu gândaci din spațiile comune ale policlinicii și va acționa în conformitate cu procedurile de rigoare, respectiv planificarea unei dezinsecții generale în policlinică la sfârșitul săptămânii, atunci când cabinetele nu au program cu publicul. Obligatoriu, deci noi ne ducem la fața locului, așa, și vedem... La sesizarea mea ca jurnalist. Da, la sesizarea dumneavoastră ca jurnalist. Și vedem când este posibil de făcut dezinsecția profilactică. Da. M-ați înțeles? Dezinsecția profilactică. Fiindcă dezinsecția nu se efectuează în prezența pacienților, a personalului, a oamenilor și așa mai departe. Și când spațiul este disponibil, atunci noi, sâmbătă și duminica, da, atunci avem agentul DDD care se duce și face dezinsecție. Agentul spitalului va face acolo, că acolo obligația că astea și ele trebuie justificate materialele astea. Așa. În spațiul comun ce se întâmplă într-o asemenea situație? Deci face agentul DDD de la Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale. Acolo noi avem responsabilitatea numai pentru spațiile care sunt a spitalului. Deci este ambulatorul de specialitate și cabinetele de ambulator de specialitate. Reamintim faptul că, deși aflată în buricul târgului, clădirea dispensarului policlinic reprezintă o problemă tergiversată de ani de zile, motiv pentru care aceasta se degradează pe zi ce trece, arătând ca după bombardament. De câțiva ani de zile, municipalitatea ne tot duce cu vorba în ceea ce privește reabilitarea dispensarului policlinic, susținând că a comandat un studiu de prefezabilitate care să evidențieze necesitatea și costurile unor reparații capitale la o clădire cu statut incert și cu proprietari diversi, medici care și-au cumpărat spațiile în care funcționează cabinetele comodate, câteva spații în proprietatea spitalului și spațiile Direcției de Sănătate Publică. Clădirea construită în urmă cu vreo 50 de ani nu a suferit niciodată reparații capitale, iar exteriorul acesteia arată într-adevăr ca după bombardament. Poate doar presiunile publice vor determina municipalitatea să ia taurul de coarne și să găsească soluții financiare pentru o lucrare de maximă urgență într-un oraș care se declară european. De altfel, de la 1 ianuarie 2018 va intra în vigoare și taxa pe ruină și se va vedea cum va rezolva primăria problemele propriilor imobile, aflate în stare avansată de degradare, policlinica, dispensarul MediRom, sediile centrelor de permanență din Bogdan Dragoș și Anton Pan, Casa Celebidache sau Cinematograful Unirea.